Și în acest an școlar, bacalaureatul va avea două sesiuni, de vară și de toamnă. Cea de vară debutează pe 6 iunie cu echivalarea competențelor digitale și lingvistice, care se va finaliza pe 15 iunie, iar examenele scrise se vor desfășura în perioada 20-23 iunie. Sesiunea de toamnă va începe cu examenele scrise, care vor avea loc între 16 și 19 august, iar evaluarea competențelor lingvistice și digitale se va face în perioada 22-29 august. Absolvenții de clasa 12-a zi și a 13-a seral, ori cu frecvență redusă, din promoția actuală sau din cele anterioare, în cazul în care nu promovează examenele de bacalaureat, își pot continua studiile în școli post-liceale. La nivelul județului Hunedoara, pentru anul școlar viitor, sunt prevăzute a funcționa peste 30 de clase în diferite școli post-liceale, iar absolvenții acestora vor primi la finalizarea studiilor certificate de calificare în diferite domenii. Ne-am gândit și la elevii care nu termină sau nu reușesc să promoveze bacalaureatul și am dezvoltat învățământul post-liceal, este vorba de 31 de clase, de asemenea, deci elevi care în urma acestor absolvirii acestor clase pe învățământul post-liceal dobândesc certificat de calificare pe nivel 5. Aici avem în completare și liceul, colegiul terțian non-universitar de la Petroșani. Mai trebuie menționat că pentru cei 3032 de elevi din județul Hunedoara care sunt în prezent în clasa 8-a, vor exista în anul școlar 2022-2023 pentru continuarea studiilor 121 de clase, dintre care 88 de liceu și 33 în școlile profesionale. Absolvenții din acest an ai clasei a 8-a vor susține examenele scrise din cadrul evaluării naționale în perioada 14-17 iunie.